Conformitate cu dispozițiile articolului 134 alineatul litera A din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 63 din 18 mai 2023 emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Aș începe, totuși, o remarcă, faptul că ziua de astăzi are o încărcătură spirituală mai deosebită cu cele două semnificate la care ne gândim, bine că ne gândim, sau chiar am fost participant, la Marea Sărbătoare a Înălțării Domnului și la Ziua Eroilor. Nu rămâne decât să vă spun bun venit, doamne și doamnă consilieri și stimați invitați. Ca de obicei, eu să începem cu reamintirea ordinei de zi pentru a putea fi deliberată într-un fel sau altul de către dumneavoastră. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Cal Valea Trotului Bacău pentru anul 2023, inițiator subsemnat. Punctul al doilea propune tot un proiect de hotărâre de data aceasta privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea nivelului de contribuție anuale la cheltuielile pentru activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul prezent. Inițiator subsemnatul. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă și sau prin licitație publică subscrigarea suprafețe de 90,33 hectare, pășunii comunale, situația în Ex-Tăbiran, parte din domeniul privat al Comunei Cognărării de Zubacău, inițiator, domnul vicestimat. La punctul al patrulea, revin cu un proiect de hotărâre privind modificarea organizării și a statului de funcție pentru personalul din aparatul de specialitate pe care îl coordonez. Și la ultimul punct, solicitarea adresată Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată, cine este pentru. Se constată unanimitate, deci putem continua cu bune auspicii, cum se spune. Deocamdată atât la prima intervenție. Poate în cel, da? Păi așteptam da, să se pune. Da. Mulțumesc. Domnul secretar, aveți cuvântul și pentru... Da, sunt două procese verbale care au fost redactate. Mai întâi, pentru procesul verbal încheiat în data de 30 martie 2023, dacă aveți de făcut completări, observați. Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 30 martie 2023, cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate. A fost aprobat procesul verbal din 30 martie. Pentru procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 27 aprilie 2023. Nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Supun votul dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate și procesul verbal încheiat în ședința din 27 aprilie. A fost aprobat. Poftiți, domnul președinte. Mulțumim, domnule secretar, și să intrăm în ședința propriu-zisă. La numărul 1 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL, Valea Trotușului Bacău, pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul, domnule primar. Da, suntem într-o situație de similitudine. Într-un fel, am aprobat. Am înțeles la două proiecte de hotărâri care sunt ca urmare a calității pe care o are comunitatea noastră de membru sau de participare la sistemele asociative din cadrul județului. De data aceasta, așa cum a fost anunțat, se reamintesc, este vorba de aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Gal Valea Trotului pentru anul curent. La primul articol,
propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Gal Valea Cotăcuri cu suma de 8.500 lei pentru anul 2023. Articolul al doilea conține următoarele. După aprobare, doamna Răcăuțeană Romele, consiliere națională de specialitate a primarului, va duce la îndeplinire hotărâre. Al treilea, care este și ultimul. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Antonie Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate, Asociației Gal Valea Cotăcuri Bacău, instituției prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condiții de lege. Ca de fiecare dată, cred că pentru ceea ce înseamnă referatul de susținere, aceste proiecte de hotărâre, sunt două situații care conduc la acest proiect de hotărâre. Și anume, calitatea de membru pe care o are comunitatea noastră și, în al doilea rând, specific sistemului asociativ. Aici există un act fundamental de organizare, de coordonare. Mă gândesc la drepturile și îndatoririle prevăzute acolo pentru membrii asociați. Statutul asociației care prevede pe lângă drepturi și obligații. Și dacă vreau ca un act de recunoaștere a acestei calități, este plata cotizației, care se plătește inclusiv la partidul din care facem parte, de făcut știu. Cam atât de condat, mulțumesc pentru atât. Da, mulțumesc, domnule primar. Mergem la comisia numărul 1 pentru avizare. Vă mulțumim, doamna consilier. Dintre doamne consilier, dacă vor să ia cuvântul în imaginea acestei proiecte. Vă rog, domnul consilier, la. Aș pune o întrebare de la noi din cadrul primăriei sau din cadrul consiliului. Cine ne reprezintă la ședințe la consiliul? Și mi-aduc aminte că anii în urmă era doamna consilier Grigore, nu are. Da, da, da. Acum, pe noi, cine mai reprezintă acolo, eventual, pentru un anumit timp? Depinde cine este invitat, cine este solicitat. M-am mai participat și eu și doamna Istinca, jurist. Acum avem în fază finală depunerea documentației la AFIR ca să ne scoatem banii pe care comuna i-a obținut dintr-un contract cu AFIR. De multă birocrație, ca să mă departe. Chiar zilele acestea a lucrat la definitivarea documentației. Astăzi, la momentul acesta, este plecat la sediul la Târgu Sotul ca să depună copiile necesare ca să ajungă la AFIR și să sperăm că o să obținem banii pe care noi i-am utilizat în avans din venituri de propriu și acum ne suntem îmbursați. Atât deocamdată. Părerea mea era că era bine să avem o persoană desemnată, că a vrut numai să facă un consiliu de rezare, să fac ședinți, să avem o persoană care putem ține legătură, oferte, de o parte diferite proiecte la care am putea să aderăm, așa, plătim cotizația și nu ține legătură cu ei, cred că nu e suficient. Noi am beneficiat ceva pentru codul de slobăzie, dar nu este o mare scofală, părerea mea, Galvă. Și acolo există inclusiv trafic de influență, sursele de finanțare sunt modeste, dar am pornit la drum împreună și în momentul când vom se dea oportunități, putem solicita. Păi, pentru pot vă amintesc ce sumă am obținut, vreo 70.000 de euro, pentru care am depus și cu stânga și cu dreapta documentație și de-abia acum suntem la momentul când putem participa să ne tragem, practic să ne fie rambursată, practic, finanțarea care a plecat noi de la noi. În sfârșit.
Nu vreau să continui tot. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, mai dorește cineva, nu. Îl propunem spre aprobare. Cine este pentru? Potriva unitate de voturi, proiectul de hotărâre de aprobare a cotizației la GAL, la grup și pentru anul 2023 a fost aprobat. Da, trecem la punctul numărul 2 din ordine de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap și stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul. Da, și aici aș pleca la expunere cu o remarcă care se cuvine. I-am făcut. Acest domeniu al protecției sociale este sensibil prin un raport cu ceea ce înseamnă realitatea financiară din sistem cu realitatea românească. Știți cu toate simțiți și vedeți lucrul acesta că este subfinanțat pe de o parte, pe de altă parte, vă reamintesc principiul pe care, în mod firesc, trebuie să-l respectăm, și anume principiul solidarității. Persoanele în dificultate care sunt consătene noastre sau cu domiciul aici, trebuie și merită să fie ajutate, pentru că prin raportare n-am dorit niciunul de aici să fim în situația lor. O să reamintesc structurarea acestui proiect de hotărâre privind nivelul contribuției la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Și ne referim un pic la proprietatea terenului, activitatea protecției de tip rezidențial, adică se desfășoară în niște locații, dacă vreți, în niște instituții specializate care se ocupă cu așa ceva, atât în ceea ce privește protecția copilului, cât și a persoanelor cu handicap. Deci sunt două ipostale diferite, o să reamintesc, am precizat acest lucru în referatul pentru aprobare. Am dat două acte normative importante care stabilesc în ce fel, cum și cât ne privește și pe noi. La primul articol propun stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Bocănești în procent de 35% din costul total pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizat în centrele rezidențiale de subordinea Direcției Generale pentru Protecția Copilului Bacău. Articolul al doilea, aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Al treilea articol propune mandatarea mea ca primar pentru semnarea contractului de asociere în numele Comunei Bogdanești. Articolul al patrulea, după aprobarea hotărârii urmați de tot plan de primire de doamna Cubane, adică doamna Răbuzeanu Rămână, consiliere neapărată de specialitate al primarului Comunei Bogdanești. Articolul al cincilea, după aprobare, secretarul general al Comunei Domnului Antoiu Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești, compartimentul de finanțare, contabilitate, instituție și sectorului de jubilator. În documentația care susține acest proiect de hotărâre, a avut posibilitatea să luați la cunoștință de hotărârea Consiliului Județean, care a stabilit procentajul partajat susținerii persoanelor care se află în acest tip de protecție rezidențială. Ați făcut cunoștință cu numele beneficiarilor. În principiu se păstrează același procent de anul trecut, dacă vă mai zic. 31%. Cam atât de bani.
ajutat domnul. Mulțumim. Comisia numărul 1 pentru raportul de ieri. Comisia numărul 1 pentru raportul de ieri. Mulțumim, doamnă consilier. Dar pe marginea acestui proiect, aveți întrebări. Dacă nu o supun spre aprobare, cine este pentru? Da, deci ar trebui analizate și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere și respectiv la cheltuielile procedură privind cheltuielile pentru protecția copilului activitatea de tip rezidențial a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 3 din proiectul Arintezi și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă și sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 90,33 hectare pășune comunală situată în Estravila, parte din domeniul privat al Comunei Bogdane, județul Bacău. Inițiator, domnul viceprimar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am înțeles că la acest proiect s-a făcut ceva de mersuri pentru cadastrare sau... Da, domnul primar... Dar eu o să intervin după când s-o poate momentul oportun. Probabil trebuie să prezentat da, structura proiectului de hotărâre și așa mai departe. În acest proiect propun articolul 1 să se aprobe prețul minim al taxei împășunat în cuantumul de 300 de lei pe hectar cu obligația de a menaja și curăța pășunii. Articolul 2. Să se aprobe închirierea pajăștilor în suprafața totală de 90,35 de hectare aflate în proprietate privată a Comunei Bogdănești, județul Bacău, conform documentate de atribuire pe răspunea anexele 1-9, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 2. Durata de închiriere prevăzută la articolul 9 alineatul 2 din ONG numărul 34/2013, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește ca fiind 7 ani. 3. Perioada de pășunat se stabilește de regulă de la 1 mai până la 1 noiembrie, în funcție de condițiile climatice anuale. Articolul 3. Să se aprobe regulamentele pentru închirierea pajăștilor aflate în proprietate privată a OAT Bogănești, prin procedură de atribuire directă și prin licitație publică cu strigare, conform anexelor 3 și 4, care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 4. Până la elaborarea amenajamentului pastoral, gestionarea pajăștilor din Comuna Bogdănești se va face conform prevederilor prezentului proiect de hotărâre și a regulamentului de pășune prevăzut în anexa numărul 5. Articolul numărul 5. Să se aprobe documentația de modelul de atribuire a contractului de închiriere prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 90,35 hectare pajăștii comunală și anume. Anexa numărul 1. Studiul de oportunitate, caietul de sarcini, 3. Regulamentul privind închirierea pașilor prin procedură de directă, 4. Regulamentul procedurii de licitație, 5. Regulamentul de pășunat, 6. Contract de închiriere privind închirierea prin atribuire directă a pașilor proprietate Comunei Bogdănești, crescătorul de animale, persoane fizice sau juridice de pe raza Comunei Bogdănești, având animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor. 7. Anunțul de atribuire, 8. Formulare și 9. Calendarul de proceduri. Articolul 6. Să se aprobe constituirea unei comisii de atribuire a suprafeței de pășune proprietate Comunei Bogdănești în următoarea componență. Subsemnatul, președintele viceprimar și președintele comisiei, Ieftinca Alina, consilier juridic membru, Mocanu Florin, inspector compartiment agricol membru și doi consilieri locali membru. Secretariatul comisiei de atribuire a suprafeței de pășune proprietate Comunei Bogdănești va fi asigurat de către domnul Lunciu Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, secretarul comisiei, fără drept de vot. Articolul 7. Se aprobă continuarea unui comisie de soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire a suprafeței de pășunat, proprietatea Comunei Bogdănești, precum și pentru formularea propunerii de atribuire a suprafeței de pășune în următoarele componențe. Munciu Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, președintele comisiei. Răcăuțenă Romelia, consilier superior membru. Pascu Vasilica, consilier compartiment agricol membru. Și doi consilieri locali membri.
Secretariatul Comisiei de Soluționare a Contestației de Procedură la de Atribuire a Suprafețelor de Pășune Proprietatea Comunei Burnic va fi asigurat de către doamna Toma Viorica, referent în aparat de specialitate al primarului Comunei Burnic, secretarul Comisiei, fără drept de vot. Articolul 8. Se împuternicește primarul Comunei Bucănești și viceprimarul Comunei Bucănești pentru organizarea procedurii de atribuire directă și sau licitații publice cu strigare și pentru semnarea contractelor de închiriere prin atribuire directă sau licitație publică cu strigare cu crescătorii de animale de pe raza Comunei Bucănești, județul Bacău. Articolul 9. Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 10. După aprobare, secretarul general Comunei Bucănești, domnul Nicioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bucănești, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Iftinca Alina și instituția prefectului județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc! Așa, mulțumesc! Acum, domnul președinte, aș putea să completez secțiunea domnului viceprimar ca să aveți, să spunem, în integralitate situația în care ne găsim cu această problemă importantă pentru ceea ce facem noi sau ceea ce putem face pentru crescătorii de animale. Ieri am reușit în ultim moment, cu ajutorul colegilor din primărie, și mulțumesc aici doamna Iftinca, care este plecată la gala, așa cum am anunțat, este președinte doamna Fontanu, să semneze un contract pentru cadastrare, pe care este neapărat nevoie ca să punem în practică, să sperăm, hotărârea care va ieși. Deci avem toate condițiile. A fost o situație mai dificilă, dar am reușit să ajungem la această situație concurențială pozitivă. De ce? Pentru că noi avem un buget cu niște capitole și niște credite ordonate. Vă mai amintesc, domnul viceprimar, sigur își amintește că noi am încheiat contract de cadastrare în condițiile legii. Respectiv, avem chiar în derulare cadastrarea pentru cele două extinderi de apă și canalizare din satul Filipești. Și mi-amintesc că am fost informat de doamna contabilă că a participat la ședința pe comisie și v-a informat că pe execuția bugetară în trimestrul în care ne aflăm, au urmat credite puține. 5.000 de lei, doamna contabilă, parcă rămas. Și, pe de altă parte, m-am confruntat, și nu-i prima dată, dar asta e crucea pe care trebuie să o duc, cu oferte pentru cadastrarea pășunilor și de 70.000 de lei, deci aproape de 1 miliard oricat. Ele au mai descrescut și am reușit în ultima instanță să încheiem un contract cu o firmă din oraș care va presta aceste servicii de cadastrare celor care au fost prezentați în urmă viceprimar că vor participa la rezolvarea problemei. Valoarea contractului este de numai de 13.000, din care putem plăti în prima parte 5.000 și la rectificare, așa cum v-a informat corect doamna contabilă, să plătim diferența. Mă bucur că am reușit acest lucru, pentru că, într-adevăr, toată cadastrarea este necesară. Eu sper că veți lua o hotărâre, așa cum am mai spus odată, în conformitate cu interesele comune a celor care trudesc din greu cu animalele și cu respectarea legii. Suntem în această situație. Este momentul, într-adevăr, să facem ordine. Dacă vreți, știu că este un moment de blocaj în legătură cu această problematică. Eu sunt optimist că problemele se vor rezolva. Dacă vreți, dar prefera o discuție informală, după ce se termină ședința, ca să vă spun neoficial cum cred eu că
putem face în așa fel încât să nu pierdă nimeni din cei interesați să folosească pășunea comunală. Deocamdată mă opresc aici, mulțumesc. Și noi mulțumim că oricum nu aveam aceste informații la începutul ședinței de cadastrare. Merge la comisia numărul 3. Da, comisia numărul 3 a dat aviz favorabil. Mulțumim. Acum, între doamnele, doamne, da, avizul contează. La vremea respectivă avea dreptate în comisie. Contractul a început cu ieri. Și acum contează votul. La urmă. Favorabil, nefavorabil, putea să-l dea favorabil și dacă nu reușeam să semnez contractul cu firma de cadastrare, tot blocat rămâne. Contractul a fost necesar, numai că a trebuit să găsesc o soluție care să respecte inclusiv principiul fundamental de cheltuire a banului public, care se numește economicitate. Asta este. Bine, dar oamenii așa au considerat, așa au... Cum au considerat, așa au făcut totalii. Cu oricum, mulțumim. Trecem la discuție. Dintre doamne consilieri, doamne, foarte doamne. Vreau o singură întrebare. Când este finalizat, cum este pentru comunitate? Cât durează, practic, până este dată? Asta va depinde de felul cum va relaționa comisia cu cadastrarea. Doamnă, nu contează cât durează. Important e că facem cadastrare, pentru că cadastrarea nu este neapărat, nu condiționează trecerea acestui proiect de hotărâre. Dacă trece proiectul de hotărâre, sunt comisiile stabilite și cadastrarea trebuie, după ce s-a aprobă proiectul de hotărâre, devine hotărâre, la punerea în posesie. Că punerea în posesie, după legii, după ministru, să fie o anexă a contractului. Ca să nu lipsească nimic la contract. Că noi nu-l semnez dacă nu are anexă cu punerea în posesie și așa mai departe. Și va conta foarte mult felul cum se înțeleg participanțele, cei care solicită închirierea. Contează foarte mult. Domnul Toma, aici vorbiți dacă sunteți invitat. Noi avem un președinte și așa mai departe. Nu, dar interesează ce-o domnul. Eu am vrut să spun domnul. Deci, nu te aud că nu se aude bine. Dar, numai dacă vă permite președinte, dacă nu vă discut la altă dată, deci eu vreau ieși afară, da? Nu sunt obligat. Eu ies chiar simpatia mea. Da, asta nu înseamnă că nu-i bine să ne respecte. Inclusiv pe mine. Deci rămân după și discutăm, da? Legal nu mai am nimic de spus. Ascultați-mă un pic, asta e legal și asta e legal. Dar nu eu trebuie să te ascult. Trebuie să te asculte consiliere. Ei aprobă. Doamna Beria, doamna primar, doamnele consilieri, sunteți de acord ca domnul Toma să ia cuvântul 2-3 minute? Da, corect. Toți? Da. Aveți cuvânt. Foarte mult să accelerați treaba, să termin foarte repede. Noi avem un termen limit de pus la fel. Deci, domnul, degeaba de mandați după, pe 11 iunie. Pe 11 iunie eu nu am ce să fac, anul ăsta deja e pierdut. Eu nu pot să iau banii și să vă dau dumneavoastră, după aia trebuie să vă dau dumneavoastră din buzunarul meu. Și unul la mâine. Trece termenul, nu putem depune să ne recuperăm banii de acolo, doi la mână trebuie să investim bani să-l și curățăm acolo. Și nu mai avem de unde anul ăsta. Asta vreau să spun. Dumneavoastră a spus că nu trebuie foarte repede, în timp real, cum fac cei de la cadastru. Nu, trebuie accelerat treaba, deja e întârziată, e foarte întârziată, nu că întârziată. Deci noi dacă nu depunem atât să ne luăm banii de acolo, nu avem bani nici să curățăm, nici să vă plătim bani. Asta vreau să spun. Atât? Dar, dintre doamne consiliere, vă să ia cuvântul. Poftiți, doamna doamnă. În ședința cu comisie aveam o nelămurire privind raportul domnului domnul inginer Mocan. Am solicitat să vin aici și dumneavoastră ne-a explicat că la primul lucru și erați toți. A zis cadastrarea. Deci cu cadastrarea s-a rezolvat, rămâne de văzut. Ar fi dânsul a zis că cu cadastrarea efectuată s-ar dura o zi. Vă rog, domnul Andrei, dacă ne mișcăm repede, putem rezolva totul în termen și legal. Când l-ați semnat pe banul? Luni. Luni nu era semnat contractul cu cadastrare.
El a dat. Nu, deci, dar voi a spus așa. S-a rezolvat la, asta, da, la raportul care ar fi fost bună cadastrare. S-a rezolvat problema. Încă o problemă aș mai ridica, dacă este posibil să fiu lămurit de acum. Deci, noi avem o problemă. Erau 62 de hectare de pășuni. Acum câțiva ani, nu mai știu, nu mai am din memorie. După o examinare a celor de la Silvic, care administrează, fiind plătiți de noi, paza și așa, au zis că 30 de hectare sunt pășuni împădurite. Noi de atunci o plătim să ne păzească, să o administreze. Pun întrebarea, noi acum dacă o dăm spre pășunat, ei ne permit lucrul ăsta, ai păduri sau ai pășuni? Aici ar trebui clarificată înainte de a fi pus la licitație. Pășuni, oarbă și ea, deci care nu poate fi considerată pășuni, nu poate fi considerată pădure, că nu are consistența de pădure. Corect. Părerea mea ar trebui ca până la licitație să solicităm o corului silvic și părerea lor sau cel cât. Atunci nu mai plătim pentru bază, dacă o dăm la... Acum, după ce se va face cadastrarea, evident, vom vedea ce anume să scoate și ce putem scoate și asta. Și clar că după aceea, printr-o adresă și la care o să le trimitem în copii și schița cu cadastru și asta, și o să vadă și ei, domnule, nu mai avem atâta în fază și eventual se va umbla și la suprafața care, care se păzește. De pășune în pădure. Da. Sau se poate marca. Eu simt nevoia ca să nu fac în ideea de a face bine, atât cât cred eu. Nu m-a părăsit încă bună credință. Mai ales că nu mai particip la competiția electorală, dar rămân aici, în comunitatea asta. Am spus și ăsta este și scopul contractului și al bunului pe care îl avem, bunul privat, deci pășune împădurite. Noi trebuie să menținem un echilibru între ceea ce înseamnă păduri, consistent peste 70%, și ceea ce înseamnă pășune. Adică, la un moment dat, pentru menținerea consistenței de pășune în favoarea crescătorilor de animale, arborele astea pot fi tăiate. Putem plăti în continuare ca să nu-i taie altcineva în afara legii, dar deja Cristi știe că au fost niște marcări și în pășune și o parte a mai fost tăiat. Și Andrei, aici pare rău că nu fi celălalt reprezentant al familiei Mirighelu, este de muncă. Cei care vor încheia pășunea au de treabă, pentru că nerespectându-se obligațiile contractuale, la un moment dat, pășunea asta riscă să nu mai fie pășune. Am dreptate, Andrei! Voi aveți interesul acolo, nu întâmplător, noi avem interesul, pentru că asta vine de la responsabilitatea asumată și prin jurământul care l-am depus toți aici. Ca să supraveghem lucrurile, să iasă treaba bună. Să rămână pășune acolo, de care voi aveți nevoie. Noi nu ne dorim să lăsăm o situație sau să continuă situația prezentă, care nu este pozitivă. Atât. Domnul Vlada, deocamdată. Mă nescă, da. Da, dacă dintre domnul și domnul consilier mai vrea și acum să mai ia prima dată. Dacă nu, nu. După să spunem doi membri, nu? Păi după... Patru. Doi pentru contestație, doi pentru comisie de... Da, propune domnul Sanciu. Nu. Normal ar trebui cei ce au inițiat proiectul, nu? Păi, primul e președinte. Ah, de fapt, da, că e. Da. Domnul Sanciu. Domnul Vici. Eu sunt. Aia, da. Domnul Vulcu, că e din comisie. Domnul Vulcu. Mai aveți doi. Domnul Pușcașu. Nu, doamna consilier, vă rog frumos. Cu serviciu, nu, nu. Domnul Vlad. Domnul Vlad. Haideți să stabilim. Doi pentru prima comisie. Da. Supunem. Da, Sanciu și luați-o sistematic așa. Deci, domnul președinte, vă rog, pentru
prima comisie face, să se facă propuneri. Faceți propuneri pentru prima comisie. Domnul Stanciu și domnul Vârbu. Supuneți la vot, domnul președinte. Cine este pentru? Deci în unanimitate. Face. Cine face? Hai să lăsăm pe altcineva să facă următoarea propunere. Ca să... Da. Cine vrea să facă următoarea propunere? Spune doamna consilier. Să avem o supreantă avertoriză cu voi. La secretariat. Da, e un... La comisia de atribuire aveți 3 plus 2, acum ați semnat. Și secretariatul comisiei, aici domnul secretar general... Deci cei doi pentru prima comisie au fost stabiliți. Da. Spune la comisie. Da, propuneți. Ia. Propune cu domnul Vlad. Nu mulțumesc. Trebuie că vă cam frică să mergeți la pășun. Adică de-am spus. Deci nu vrea să mă ajute nimeni. Lăsați că îl punem tot pe o propunem pe Diana. Păi supuneți la vot. Da. Da. Deci mai mult supleant, doamna Barna. Acum pentru comisia a doua. Articolul 6. Da. Constituirea unei comisii de contestații. La comisii de contestații, da. Da. Deci, sunt eu, doamna Romelia și doamna Pascu și mai trebuie doi consilieri. Propuneți, doamna consilieri. Propun pe domnul Albu, pe domnul Benone. Păi așa, toți, până la urmă, toți facem parte din consiliu, la care nu vrea, deci toți până la voi. Dar eu am înțeles care ce e. Nu, dar nu mai propuneți pe ei, hai să ne propunem, noi să trecem o dată să terminăm cu un plazul ăsta. Lasă de face, dacă nu vor, nu vor, poate vor să stea așa cu problema. Deci domnul Arcea și? Domnul Arcea și mai trebuie un supleant. Nu, aici nu trebuie supleant. Ba, nu trebuie să trecut, da. Da, 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 înțeles. Doamna Benian. Am înțeles. De acord? Da, de acord. Cine iese pe ea? Bun, s-au rezolvat și problemele astea. Mancea la... Da, domnul Ancio și domnul Albu, iar ca membru suplent, domnul Benian. Fiecare ar trebui să ne asumăm păi da. Niște roluri, că după aia o să ne întrebi niște următoare, că nu s-a vorbit, nu s-a discutat. Da. Făcând parte, da. Nu vrea ăla, nu vrea ăla. Fiecare avem servicii, da. Nu stăm acasă degeaba. Dacă ei vrea să blocheze, să ne continuăm. Și acum vă rog să supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre în integralitate. Da. Cine este pentru? Da, deci în unanimitate de voturi și proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire indirectă și sau prin licitație publică cu strigare suprafeței de 90 de... Deci, am terminat cu... Mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu. De fapt, o să aprobăm. Trecem la punctul numărul 4 și anume un proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru persoanele, pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanu de Sfacău. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul, domnul primar. Mă să intru direct la structură, la primul articol, propun aprobarea modificării organigramei aparatul de specialitate al Comunei Bogdanu de Sfacău, conform unui document care face parte integrantă prezentul proiect de hotărâre.
Articolul al doilea, aprobarea modificării statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucănești, în forma anexului voiei, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Al treilea articol, după aprobare, doamna Toma Viorica, referent la resursul mare de țară, și doamna Răcoțeanu România, consiliere în aparatul de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire hotărâre. Al patra, ultimul, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general Comunei Bucănești, primarul Comunei Bucănești, doamnei Toma Viorica, compartimentul financiar contabilitate, instituție prefectului Vântecător. Numai în aparență pare proiect de hotărâre stufos. De fapt, am înțeles la domnul secretar că le-am explicat ședința comisiei. Este vorba de o actualizare a organizării, conform actelor normative. Nou angajat, adică doamna care a fost angajată, Pascu Vasilica, a susținut o evaluare conform legislației și a promovat în gradul sau treaptă cea a doua. Gradul profesional de la asistent. Atât. Deci așa a terminat practic perioada de stagiu și acum a devenit funcționar public cu dreptul de plin. Eu i-am mulțumit personal și public aici îi mulțumesc. Consider că este un câștig pentru administrația locală. În locul doamnei vostru. Atât. Mulțumim. Mai este numărul 3 de raportul de realizare. Comisarul numărul 3 a dat aviz favorabil la acest proiect. Dacă dintre doamne, doamnele consilieri vor să ia cuvântul pe marginea acestui proiect, dacă nu o să pot spre aprobare, cine este pentru? Deci, în unanimitate de pentru și proiectul privind aprobarea organizării și domnul secretar, aveți cuvântul dacă sunt. Da, este cererea domnului Toma Andrei, care i-a fost depus în data de 24.04.2023. Domnul primar a fost rezoluția pe data de 2.05.2023. Eu doar vreau să-mi justific de ce n-am prezentat-o în ședința trecută sau de ce n-a fost prezentată în ședința trecută. Și dați-mi voie să o prezint. E subsemnatul Toma Andrei din Comuna Bucănești, județul Bacău, pentru că rezoluția este spre știință domnului viceprimar și Consiliului Local. Rezoluția domnului primar. E subsemnatul Toma Andrei din Comuna Bucănești, județul Bacău, posesor pe seria ZC numărul 3608, deținător al unei ferme de animale înscrise în COP, teraza, nu știu ce este. Am înțeles. Pe raza Comunei Bucănești, rog a binevoit blocarea izlazului comunal și admisiei liberau adeverință de arendare pentru următoarele ilegalități. 1. Răspunsul la cererea făcută prin cabinetul de avocatură la arendarea izlazului Comunei Bucănești a fost în martie 2023 semnat și ștampilat de Primăria Bucănești. 2. Apariția unui contract făcut de Primăria Bucănești domnului Viditelul George și Viditelul Cătălin 2019-2029, care nu au urmat pași legali unei arendări legale. Și 3. Izlazul Comunei Bucănești, având suprafața de 92 hectare, nu este cadastrat sau parcelat, nu poate fi eliberat o adeverință deoarece suprafața arendată ilegal este de 60 de hectare și nu există proces verbal de primire predare pe suprafața arendată. Data și semnătura. Atât. Mulțumim, domnul secretar. Domnul primar a spus că filmarea proiectului cu închiriere o să mai discutăm. Mai aveți ceva de completat la proiectul numărul 3 a domnului viceprimar? Că a spus că o să... Da, dar neoficial. Atunci, clar, închid să lucrările ședinței. Vă rog să opriți.